Bine ați venit, stimați reprezentanți ai mass media și Hristos a înviat! Sărbătorile pascale au trecut și cu toții am savurat din plin zile libere din luna mai. Cu siguranță au fost multe și noi sperăm că dumneavoastră le-ați petrecut bine în sânul familiilor dumneavoastră. Dar dincolo de asta, problemele orașului nu pot aștepta la infinit, soluțiile, dar și rezolvarea lor. Cred că îmi veți da dreptate că fiecare dintre dumneavoastră doresc să trăiască bine și confortabil aici, în capitala noastră, Chișinău, indiferent de sărbătorile care sunt în calendar. Astăzi vreau să vorbesc, de fapt, despre situația dificilă în care a ajuns municipalitatea în ultimii ani, dar și despre startul elaborării unui program de salvare a Chișinăului. Dincolo de realizarea unor obiective aparent frumoase, în Chișinău, cum ar fi amenajarea unor parcuri, trotuare, manifestații culturale, decorațiuni și flori, de fapt, am fost martorii unei gestionări proaste și ineficiente ale banului public. Primarul s-a făcut că nu vede problemele reale ale oamenilor, dar noi știm că ziua chișinăuianului începe din blocul său, din curtea sa, în mare parte care este într-o stare deplorabilă. Curți neamenajate, lipsa unde a parcat propria mașină, grop pe drumuri și ambuteiaje care ne lipsesc pe fiecare dintre noi să petrecem timp frumos alături de cei dragi. Și sigur că nu în ultimul rând, la fiecare colț ne pasă un pericol, pentru că putem fi mușcați de câini. În Chișinău, în ultimii ani, au fost neglijate în totalitate principalele probleme care necesită a fi rezolvate. Și aici vorbesc de lipsa parcărilor, problema animalelor fără stăpân, care se înmulțesc, din păcate, ca ciupercile după ploaie, fiindcă, de fapt, nu au fost gestionați corect banii în acest domeniu, chiar dacă au fost alocări în acest sens din partea municipalității. Amenajarea curților de bloc nu a fost o prioritate pentru primar. Ambuteiajele, numărul mare de mașini, gropele sunt doar o parte dintre problemele despre care ne vorbesc oamenii din Chișinău. Totodată am văzut cum Ion Ceban le-a lipsit de ajutor pe persoane nevoiașe și cei cu dizabilități, au uitat total de pensionari. Asta s-a văzut în acțiunile lui acide și crude față de acești oameni. Li s-au tăiat toate compensațiile la căldură și nu le-au fost achitate în pofida faptului că au fost prevăzuți acești bani în buget. A lăsat oamenii cu un grad sever de dizabilitate fără ajutor. A concediat asistenții personali care aveau grijă de acești oameni. Ion Ceban i-a lipsit pe copii de privilegiu de a sta la grupele cu program prelungit și astăzi părinții sunt în incertitudinea majoră unde să își ducă copiii la școală și grădiniță, fiindcă nu s-au construit mai multe școli și nici grădinițe suficiente. Astfel, nu mai sunt locuri sau sunt grupe și clase arhipline. A creditat orașul cu peste 1,5 miliarde lei pentru tot felul de priorități greșite și nu pentru problemele reale ale oamenilor. Astăzi suntem la jumătatea anului și încă nu avem un buget municipal aprobat, fiindcă primarul nu vrea să rezolve problemele reale ale oamenilor, fiindcă el nu vrea să lupte cu corupția, fiindcă el, de fapt, nu știe cum să gestioneze corect acest oraș și pentru oameni. Doar știe să facă PR cu poze frumoase. Asta ne-a determinat pe noi toți, fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău, să luăm totul în mâinile noastre și să elaborăm un program de salvare a Chișinăului. De aceea, în următoarea perioadă, ne vom întâlni cu experți din toate domeniile, la diverse mese rotunde, în grupuri de lucru, pentru a identifica cele mai oportune soluții la cele mai strigente probleme ale chișinăuienilor. Împreună sunt sigură că putem elabora un program de salvare a Chișinăului și să soluționăm și să acționăm pentru oameni, să rezolvăm problemele oamenilor. Cu Doamne ajută nouă!